Bună ziua, dragii noștri! Din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul acestei frumoase campanii desfășurată pe site-ul editurii Herald. Arhetipuri, simboluri și ritualuri șamanice. Este alături de noi colega mea, Andreea Tincea, senior editor la editura Herald. Și vom vorbi despre arhetip, despre arhetipul șamanului. De altfel, se spune că psihicul se exprimă prin intermediul simbolurilor și al imaginilor simbolice, de la tot ce înseamnă mitologie, mituri fundamentale, legende, basme și până în prezent. Aceste arhetipuri sunt universale, universal valabile și disponibile tuturor, indiferent de contextul, cultura sau practica spirituală. Alături de invitații noștri în cadrul acestei campanii, vom analiza felul în care riturile, misteriile antice, ceremoniile sacre, ritualurile șamanice și tehnicile ancestrale de conectare cu natura transmit chiar și în prezent adevăruri universale, influențând aspecte ale subconștientului colectiv. Începem discuția noastră cu o recomandare de carte. Este vorba despre cartea Șamanul din Nord, o carte publicată în colecția Șamanism și care de altfel se află în această campanie despre care vă vorbeam puțin mai devreme, campanie pe site-ul editurii Herald. Care este arhetipul șamanului și cum îl putem noi privi pe șaman în comunitate? Pentru că noi am mai discutat și cu alte ocazii și se pare că are așa un soi de plurivalență șamanul. Îl putem considera și sacerdot ca preot, îl putem considera și vraci sau vindecător. Din punct de vedere al folosirii anumitor plante, anumitor leacuri, putem vorbi și despre o calitate de terapeut sau de psihoterapeut, dacă e să facem legătura cu psihologia modernă. Iată, șamanul are mai multe atribute și cred că are un rol foarte important în comunitate. Bună, Sorin, bună ziua tuturor! Mă bucur să ne regăsim în online cu această ocazie și pe un subiect atât de vast și plin de informații care ne pot ajuta să dăm noi și noi sensuri experiențelor pe care le avem în această viață. Mă bucur să fiu și eu alături de voi în această campanie, vorbind astăzi despre o carte care îmi este dragă sufletului, pentru că noi ne-am întâlnit ca să povestim puțin și despre ce povestește șamanul din Nord, această apariție editorială a șamanism. Ca de fiecare dată când vorbim despre colecția Șamanism, eu fac invitația celor care sunt interesați de acest subiect cu floricele, steluțe și luminițe în jurul lui, ceva foarte, foarte spectaculos, așa ca și cuvânt, dar sunt sigură că cei care caută cu sinceritate să înțeleagă despre ce este acest val de neoșamanism care se face simțit în cultura de dezvoltare personală în ultimii 10-15 ani. Ei, cei care caută cu sinceritate vor descoperi în colecția noastră o serie de titluri care cartografiază, așa cum spun de fiecare dată, modul în care în culturile din jurul lumii această figură importantă a șamanului și-a desfășurat activitatea. Pentru că, așa cum spuneai și tu la începutul conversației noastre, aceste funcții ale șamanului diferențiate între ele, s-au manifestat diferit în diverse culturi. Adică, chiar dacă există un fir comun al manifestărilor pe care le au șamanii în toate culturile lumii, cu siguranță există și diferențe specifice date de fiecare cultură în care a apărut această figură călăuzitoare, în definitiv. Îndrăznesc să spun. Și aceasta este o considerație personală, nu sunt antropolog, nu sunt sociolog, însă cărțile din această colecție m-au adus la concluzia că această funcție a șamanului este de fapt o funcție a sinelui nostru.
a modului în care viața noastră interioară are nevoie ca o parte a sa să îndeplinească anumite funcții de reglare, afectiv, emoțională, de interacțiune cu universul din jurul său. Și atunci, în civilizațiile tribale, ancestrale, a existat întotdeauna o figură, pe de o parte, dacă tot vorbim de arhetip, care să fie lider, care să conducă și să organizeze societatea. Pe de altă parte, întotdeauna foarte aproape de acest arhetip al conducătorului a existat arhetipul preotului, arhetipul înțeleptului, arhetipul sfătuitorului, consultantului de pe lângă conducător, care întotdeauna avea oarecum această aură a preoției, a celui care făcea legătura pentru conducător între cer și pământ, acelui care conecta dimensiunea superioară cu dimensiunea fizică de aici, cel care putea să îl împuternicească pe călăuzitor, pe conducător, să capete puterile dumnezeiești și în egală măsură, sau divine, și în egală măsură să ajute populația largă să acceadă la legătura superioară cu conducătorul și prin conducător cu divinitatea. Asta pe de o parte. Deci, cumva, senzația mea, urmărind informațiile care apar în această colecție și în colecția Arhetip și în toate cărțile pe care, de fapt, editura Herald le împărtășește publicului, este aceasta, că este o funcție. Șamanul, ca și arhetip, ca și mască, este o funcție a sinelui nostru care de-a lungul timpului evident că s-a transformat. Și vorbim de culturile tribale aici, în care șamanul, așa cum este povestit și prezentat și în cartea Șamanul din Nord de Evelyn Rizdic, pe care vă invit să o căutați și pe internet, pentru că este o autoare care trăiește, e o carte proaspăt apărută pe piață și pentru prima oară publicată la editura Herald. Există o serie de interviuri cu Evelyn Rizdic pe internet și este la îndemâna noastră a tuturor să o vedem și așa. Iar cartea sa, Șamanul din Nord, vorbește despre modul în care masca aceasta a șamanului s-a manifestat în cultura nordică. Începe cu descrierea unei migrații a oamenilor din nordul Africii spre nordul Europei și modul în care această călătorie a transformat nevoile populației, a transformat comportamentele populației prin adaptare la mediu. Și atunci, deja când deschizi cartea aceasta, ești pus într-un frame, într-un cadru foarte generos și care te atinge, pentru că cumva ai senzația că din saga Nordului faci și tu parte, că povestea în care această figură șamanică și tribul în care activa în Nord este cumva înscrisă și în istoria ta genetică, culturală, europeană. Pentru populațiile tribale, figura șamanică îndeplinește mai multe funcții, cum spuneam, și în primul rând aceasta este una de călăuzire în spațiu. Șamanul pentru populațiile nordice era în primul rând persoana la care te duceai să te sfătuiești. Dacă aveai nevoie să știi în ce perioada anului ar trebui să te duci, în ce zonă, în ce spațiu, ca să fânezi, ca să ai șanse mai mari să întâlnești în calea ta prada pe care să poți să o aduci tribului. Figura șamanului nordic era cel care înmormânta, cel care asista la naștere, cel care asista la căsătorie, cel care asista la toate aceste porți de inițiere în viața populației, pe de-o parte, și care avea intrinsec o deschidere mai mare decât restul populației tribale către a se conecta la informații instinctive, la informații intuitive puternice. Adică atunci când Evelyn Rizdic vorbește despre puterea de călăuzire în spațiu a unui șaman, vorbește foarte concret despre modalități în care șamanii intră în stare de transă și reușesc prin această capacitate extrasenzorială, dar umană,
și accesibilă nouă, să se ridice deasupra spațiului și să vadă cu un ochi foarte cuprinzător, efectiv, cartografierea geografică, da? A spațiului în care se găsesc. Pe de altă parte, șamanul este foarte conectat la natură pentru că este responsabilitatea lui în momentul în care a fost investit cu această funcție de către comunitate și recunoscut ca atare, ca fiind purtătorul unor capacități extrasenzoriale de a intra în stare de transă, de a trăi în acord profund cu ritmurile naturii, este responsabilitatea șamanului să ghicească, să spune noi astăzi, da? Să citească semnele naturii, astfel încât să poată să își sfătuiască comunitatea despre când o să vină calamități naturale care ar putea să distrugă cultura de cereale, să spunem, sau când ar putea să fie în pericol populația din cauza unei calamități naturale, dacă va fi o iarnă târzie sau o iarnă care să vină mai devreme, dacă ar trebui să facă mai multe provizii. Deci, pe de o parte, conectarea lui cu natura avea o funcție foarte concretă. Oamenii, neavând pe vremea aceea instrumente foarte performante de a se mișca în spațiu, aveau nevoie de cineva care să îndeplinească această funcție, care să le poată da tot timpul semnale unde să se miște, cu ce viteză, în ce zonă, ca să-și împlinească de fapt o funcție fundamentală, aceea de a supraviețui. Tribul trebuia să rămână în viață, în siguranță, iar șamanul împărțea alături de autoritatea conducătoare din comunitate o parte dintre aceste responsabilități. Am scris de curând un articol despre șaman și despre puterea lui de a ține echilibrul, iar Evelyn Rizdig povestește și ea în această carte despre trei tipuri de călătorii șamanice pe care, în mod obișnuit, un șaman din nord, dar nu numai, le îndeplinește. Este vorba de călătorii transice, am putea să spunem, în care șamanul intră ca să poată să se conecteze la informații dintr-o conștiință superioară și mult mai largă. Spre exemplu, pentru a da un sfat cuiva sau pentru a putea face o previziune sau o citire despre cum să ia o decizie o persoană. Cumva e vorba de călătoria șamanică oraculară. Deci, pe de o parte, aceasta ar fi un exemplu, călătoria într-o conștiință superioară vastă pentru a se întoarce cu informații oraculare către cei care veneau să ceară sfatul. Pe de altă parte, călătoria de conectare cu elementele naturii, deci cu spațialitatea, cu tot ceea ce înseamnă dimensiunea protocoalelor de funcționare ale naturii, legile naturii, și asta ca să poată să ofere informații tribului pentru a-și păstra integritatea, iar pe de altă parte călătoriile emoționale, călătoriile legate de vindecarea oamenilor care veneau la șaman, pentru că există chiar și în cartea lui Michael Harner foarte bine descrisă o modalitate de a face curățare energetică și lucru cu corpul emoțional al clientului, ca să spunem așa. Ei bine, în funcție de aceste trei tipuri de călătorii putem să și identificăm în figura arhetipului șamanului bucăți, funcții care au fost de-a lungul timpului transformate în adevărate profesii în zilele noastre. Pe de o parte, în funcționalitatea șamanului găsim ceea ce astăzi a devenit psihoterapia și modul în care, fără să pună mâna pe client, un psihoterapeut pune mâna de fapt, de la distanță, pe corpul lui psihic, pe corpul lui emoțional, pune mâna pe aceste lucruri intangibile, reușește să atingă, să miște și să schimbe, poate, cu ajutorul clientului, bineînțeles, ordinea interioară a unui sistem psihoemoțional, și atunci persoana se schimbă, realitatea persoanei se schimbă. Acum 150 de ani am fi zis probabil că asta este magie, că este vrăjitorie și că este imposibil. Dar ceea ce astăzi psihoterapeuții înțeleg și au clasificat, teoretizat și transformat în protocoale de practică
Exista și era accesat prin intuiție chiar și de către șamani acum mii de ani. Pe de altă parte, funcția artistică de a intra într-o stare de extaz mistic și de comuniune cu ceva ce este mai mare decât tine, cu o dimensiune care te poate conține și în care ai senzația că se dizolvă poate identitatea personală trăind o stare de beatitudine, este ceea ce și șamanii accesau la începutul oricărei ceremonii, așa cum și Evelyn Risti povestește foarte detaliat. Nu întâmplător, șamanii poartă un anume tip de accesorii, un anume tip de acoperire a ochilor cu măști speciale, nu degeaba folosește anumite zornăitoare, tobe șamanice, nu degeaba folosește incentives, adică tot felul de fumigații pe care știm cu toții că le folosim în ritualuri spirituale, religioase și așa mai departe. Toate aceste detalii, de la haină până la dans, până la modul în care își folosea vocea într-o ceremonie, șamanul, totul face parte aproape din recuzita artistică a unui om care se urcă pe scenă și se folosește de toate aceste elemente ca să intre într-o stare extinsă de trăire, hai să spunem așa, astfel încât publicul să rezoneze și cumva să aibă și senzația de conectare și să se creeze o legătură iarăși invizibilă între cel de pe scenă și cel care este în sală. Și cel mai intens asta se simte atunci când ești live într-o cameră cu un artist, fie că ești în sala de teatru, fie că ești la un concert în aer liber cu o mulțime de oameni. Această legătură invizibilă este palpabilă, este acest hook, ar spune americanii. Ce face, de fapt, artistul pe scenă astfel încât să te capteze? Atenția ta să fie acolo, aproape să te vrăjească și să urmezi cu el intrarea într-un ritm și într-o stare vibrațională comună. Ei bine, șamanii știau acest lucru și folosirea tobelor șamanice, cântarea guturală, în mod special, imitarea animalelor, păsărilor, întotdeauna avea scopul de a face ceea ce fac și artiștii care astăzi urcă pe scenă și ne vrăjesc de-a dreptul. Orice ceremonie de vindecare începea, de fapt, cu un moment de punere în scenă. Costumul, masca, sunetul mistic creat de bucățile de metal agățate sau cusute pe haina șamanului, clopoței de pe poalele hainelor sale, ritmul tobei, totul era foarte bine gândit, astfel încât cel care participa la ceremonie să fie purtat cu ritmul tobei șamanice și cu toate aceste detalii de atmosferă într-o stare de relaxare profundă, într-o stare în care el să lase garda jos, astfel încât șamanul să poată acționa după aceea asupra sa. Bineînțeles că aici vorbim și de animism, vorbim și de o atitudine a conștientului, care avea o anumită dezvoltare, un anumit nivel de înțelegere a universului acum 1000, 2000, 3000 de ani. Adică, pentru șaman, animalul de putere și călătoria către animalul de putere este ceea ce astăzi terapeuții folosesc în cabinet și numesc simbolizare. A scoate o emoție tare din corpul tău și a o transpune într-un obiect exterior care să devină purtătorul acelei încărcături energetice. Spre exemplu, îngrijirea unui copac ca formă de îngrijire a unei emoții de iubire pierdută, spre exemplu. Toate lucrurile acestea funcționau și pentru gândirea șamanică de acum câteva mii de ani. Sunt bucuroasă și încântată de ideea că noi nu suntem rupți de trecutul nostru, că tot ceea ce a însemnat intuiția naturală a șamanilor acum câteva mii de ani a rămas alături de noi și a devenit fundamentul unor dezvoltări ulterioare în conștiința noastră. Nu suntem astăzi cu mult diferiți la nivel intuitiv de ceea ce aveau la dispoziție și șamanii din culturile ancestrale,
Dar astăzi am rafinat foarte mult funcțiile șamanului. Avem medicii care se preocupă de partea fizică a corpului uman, ceea ce șamanii ca și vindecători trebuiau să cunoască, ce plante folosesc, în ce fel, astfel încât să restaureze integritatea fizică a unui client în caz de vătămare. Pe de o parte avem psihoterapeuții care se îngrijesc de corpul psihoemoțional al ființei umane, lucru despre care am detaliat mai devreme, și șamanii erau responsabil. Pe de altă parte avem artiștii din viața noastră, oamenii de creație, filozofii, oamenii cuvântului, oamenii care ajung prin stările lor de conectare la nivel extatic, beatific, să ne transpună și pe noi în această dimensiune largă în care să ne simțim conținuți, ceea ce făceau și șamanii pentru comunitatea lor. Pe de altă parte, avem acești preoți care, atât cât am mai rămas în civilizația occidentală, reușesc să ne transmită totuși că viața noastră este alcătuită din mai multe porți de inițiere, de la naștere până la moarte. Se vorbește așa de vreo 7-9 porți de inițiere prin care trecem, toate marcate de această trinitate care întotdeauna în culturile șamanice este regăsită. În ce fel? Ceea ce, ca exemplu, în ortodoxia creștin-răsăriteană găsim catarsis, photosis, theosis, găsim și în cartea lui Michael Harner, în Calea Șamanului, care povestește foarte pe scurt că orice intervenție șamanică are trei etape pe care le la nivelul cărora acționează. Este vorba de curățare, curățare, vindecare și energizare, lucru care se întâmplă și în creștinismul ortodox, doar că nimeni nu vorbește despre asta atât de clar. În primul rând ai nevoie să te curiți de patimile personale, de tot ceea ce înseamnă mintea egotică, modul foarte condiționat de pasiuni umane și emoții de vibrație foarte joasă. Le înțelegi și după aceea te cureți de ele. Urmează după aceea nivelul de vindecare în care faci integrarea. Care sunt valorile în care cred, ce cred, după ce credințe îmi construiesc viața, cum îmi condiționează mintea, existența. Iar ultimul nivel, cel de iluminare sau teosis, unificare cu Dumnezeu, pentru șamani este cel de energizare energetică și vitalizare, iar pentru noi astăzi poate fi numit atingerea unei stări din ce în ce mai mari sau mai profunde de integritate a sinelui, a rolurilor pe care le jucăm, a modului în care folosim aceste roluri, cât de profund răspundem de fapt la întrebarea cine suntem și ce facem aici. Văd în această colecție, de fapt, în colecția Șamanism, o deschidere către a folosi modul în care culturile ancestrale și figura șamanică, a modului în care figura șamanică din culturile ancestrale făcea această călătorie de conectare cu sinele, cu sinele nostru și întregire a ființei umane, o reconectare cu ceea ce putem să facem și noi astăzi. Și cum poate, ca semnal de atenționare, avem nevoie de toate aceste laturi, de toate aceste arhetipuri și de toate aceste roluri pe care le jucăm, dar și de inteligența de a dansa cu ele. Iar figura șamanului este unul dintre rolurile pe care fiecare dintre noi le joacă atunci când, spre exemplu, poate să pună mâna pe un prieten și să-i spună sunt aici pentru tine. Arhetipuri, simboluri și ritualuri șamanice, campania de pe site-ul editurii Herald. Am vorbit astăzi alături de colega mea, Andreea Tincea, senior editor Herald, despre șamanism, despre arhetipul șamanului, despre cartea Șamanul din Nord de Evelin Rizdic, publicată în colecția Șamanism a editurii Herald. Îi mulțumim foarte mult, Andrei, pentru informațiile extrem de prețioase. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, aveți o zi frumoasă și lectură plăcută. La revedere!